Bun găsit, stimați prieteni! Ediție specială de Crăciun. Invitat este domnul Bogdan Novac, primarul orașului Breaza. Bine ați venit, domnule primar! Bine v-am găsit, domnul Enache. Vă mulțumesc pentru invitație și profit de ocazie să-i salut și pe telespectatorii noștri pe această cale. Ați intrat în jocul nostru și vă mulțumesc că ați adus trei obiecte din copilăria dumneavoastră. Ce avem aici? Până la vă spune ce avem aici, aș spune că n-am intrat în jocul dumneavoastră, ci în momentul în care mi-ați făcut invitația și mi-ați spus tema emisiunii, am fost extrem de bucuros pentru că nu am avut ocazia până acum să discut de Crăciun, de ce înseamnă sărbătorile de iarnă pentru mine, cum sunt în amintirea mea sărbătorile de iarnă de când eram copil. Și cât de dor îmi e de acele perioade, ale Crăciunului în familie și a perioadelor de iarnă adevărată. Am venit cu trei globuri, globuri pe care acum peste 30 de ani, împreună cu părinții mei, le foloseam la împodobitul bradului. Copilăria mea a reprezentat preponderent bunicii mei. Eu am locuit cu bunicii mei, părinții mei locuiau la București și ne vedeam la final de săptămână. Dar de fiecare dată petreceam sărbătorile împreună și mi-aduc aminte cu emoție și cu mare bucurie bucuria și farmecul acelor zile de dinaintea Crăciunului și ziua de Crăciun efectivă, când eram cu toții acasă, împodobeam bradul, bucurie deplină, voie bună și acele bucurii mărunte ale copilăriei. Abia așteptam să facem bradul împreună. Acestea erau o parte din globurile pe care le puneam în brad și la care țin ca la ochii din cap. Sunt autentice, sunt de acum aproximativ 35 de ani. Parcă îi văd pe ei mei, pe mama mea, pe tatăl meu. Mama era într-o alergătură între brad și bucătărie. Eram cu toții acasă și în ziua de Crăciun casa era plină cu bunici, părinți, rude și apropiați. A ce miroase Crăciunul dumneavoastră? Ce arome, ce mirosuri vă vin în minte de câte ori se apropie sărbătorile de iarnă? Aș începe prin a glumi și vă spun că atunci când eram foarte mic, când eram copil, și îmi rămâne și acum acel miros de caltaboș, care recunosc că la acel moment nu-mi plăcea, evitam bucătăria la acel moment, și mi-l aduc aminte pe tatăl meu, care era atât de nerăbdător și o întreba mereu pe mama cât mai durează până e gata, că abia așteaptă să mănânce. Nu înțelegeam la acel moment. Era un miros care nu-mi plăcea, dar acum e una din felurile de mâncare preferate. La fel, mi-aduc aminte de mirosul... Când erați foarte mic și nu vă plăcea. Mi-aduc aminte de mirosul de cozonac. Care cine îl făcea? Bunica mea. Cozonacul făcut de bunica mea, care al cărui miros mânzea toată casa și în acel moment eu eram cel nerăbdător, abia așteptam să fie gata și nu înțelegeam de ce nu mă lasă să-l mănânc atunci cald, fierbinte, scos din cuptor și număram secundele până când primeam prima bucată de cozonac. Ați mai regăsit acel miros? Sau știți că păstrăm anumite mirosuri și cei mai mulți spunem niciodată n-am mai văzut, n-am mai gustat un cozonac al bunicii, care nu neapărat era mai bun sau, dar... Nu cred că era doar acel miros de cozonac sau de mâncare. Era un cumul de factori, era o armonie, era o bucurie sufletească, era dragostea aceea pe care o simțeai degajată în toată casa. În orice cameră mergeai, toți cei care erau lângă tine, atmosfera în sine îți umplea sufletul. Și pot să vă spun că nu am mai găsit, pentru că cred că sunt chestii unice, sunt chestii care ne rămân în suflet, întipărite de la perioada aceea. Era o perioadă pentru mine, copil fiind, fără griji, când nu înțelegeam mare lucru din tot ce înseamnă tumultul vieții și probabil că nici nu era tumultul vieții de acum, dar era o perioadă pe care o trăiam efectiv cu tot sufletul.
Mi-aduc aminte bucuriile simple ale copilăriei, cât de dornici eram să vină prima zăpadă, să mergem pe sanie, stăteam pe sanie până se întuneca. Și nu veneam acasă pentru că uneori întârziam față de ora la care aveam voie să stau pe sanie, dar din dorința de a mai sta cu prietenii, cu colegii, întârziam pentru că știam că dacă ajung acasă nu o să mai pot pleca în aceea zi. Era gașca mare? Eram mulți, era o perioadă frumoasă, eram mulți colegi, mulți copii, nu era nici pericolul acesta al mașinilor, al vieții de astăzi. Mai țineți minte două, trei nume? Da, țin minte din școala generală, îmi țin minte toți colegii și pot să vă spun că acum, după 20 de ani, chiar am stabilit cu trei colegi de școală generală. Toți trei plecați la acest moment în România, sunt stabiliți unul în Spania, unul în Italia și unul în Anglia. Vin special pe 30 în România să facem Revelion împreună. Este prima dată când reușim, după ce am terminat liceul, să ne regăsim și să petrecem un Revelion împreună. Abia aștept să mă revăd cu ei și să ne bucurăm din toate punctele de vedere de această revedere. Calta Boș, cozonacul bunicii și nelipsitele sarmale. Tot bunica era specialistă sau mama? Ambele, ambele. Mama moștenit foarte mult din obiceiurile bunicii, făceau împreună. Noi locuiam împreună la acel moment și tot ce se întâmpla în familia noastră se întâmpla în cinci. Eram eu, părinții mei și bunicii mei. Astea sunt mirosurile copilăriei și pe care le-am întipărite în minte și care mi-au rămas ca amintire. Brad natural sau artificial? Brad natural de fiecare dată și tata era cel deci care se ocupa de Brad. Da. Da, și mi-aduc aminte la fel de acele bomboane de Brad pe care abia așteptam să nu fie cineva atent, să mă duc să mai iau o bombonică, dar să las ambalajul umbrat în așa fel încât să nu fiu prins, să nu fiu certat că am mâncat prea mult dulce. Cred că toată generația noastră lăsa celofanul acolo gol, de fapt, conținutul mâncam. Vedeți, și acest gust pe care l-aveau acele bomboane. Jeleuri, nu? Jeleuri sau erau acele albe cu zahăr la interior. Am văzut că au început să reapară în magazine, dar gustul nu mai este același. Gustul pe care îl am în memorie e cel de la vârsta copilăriei, de când aveam 5-6 ani și mi-aduc aminte cât de încântat eram când reușeam să iau o bomboană fără să fiu văzut și să o mănânc imediat. Spuneți-mi, vă rog, care a fost cadoul de Crăciun pe care vi l-ați dorit foarte mult și pe care l-ați primit după ce a scris moșului? Există vreo amintire? Da, mi-aduc aminte că mi-am dorit la un moment dat foarte mult și am primit chiar de Crăciun o mașinuță cu telecomandă căruia îi se aprindeau farurile. Era perioada când nu se găseau și varietatea jucăriilor nu era atât de mare, se găseau destul de greu, dar mi-aduc aminte ce bucurie imensă am avut când am văzut că Moș Crăciun mi-a adus exact mașinuța pe care mi-o doream și mi-a depășit așteptările. Mă așteptam să fie o mașinuță cu telecomandă, dar nu să aibă și acele faruri care se aprind. Acel moment a fost de neegalat, a fost o bucurie pe care nu o pot descrie în cuvinte. Este cadoul din copilărie cel mai prețios, să spunem așa, în raport cu așteptările. Da, cel mai prețios în raport de bucuria pe care mi-a creat-o. Cântecele de Crăciun, colindele, care era obiceiul? Mi-aduc aminte cu foarte mare bucurie și am rămas și eu cu această plăcere. Mama mea avea câțiva artiști pe care îi aprecia foarte mult și dacă vorbim de cântecele copilăriei, mi-aduc aminte de casetele cu Hrușcă și cu lindele lui Hrușcă. Era o casetă pe care în zilele Crăciunului, în zilele de dinaintea Crăciunului, efectiv o punea în continuu și în continuu auzeam muzica lui Hrușcă, cu lindele lui Hrușcă. Și de colindat, colindați? Da, mergeam cu colegii de la acel moment, cu prietenii, mergeam la colindat și mi-aduc aminte că atunci când terminam colindul și veneam către casă, era o competiție între noi care a strâns mai mulți covrinți și mai multe mere în plasă.
Cu ce mergeați? Cu plugul? Cu plugușorul? Păi, mergeam de colind, mergeam în ajun de Crăciun cu colindul și bineînțeles că mergeam și cu plugușorul în noaptea de Revelion. Dar am mers mult mai puțin cu plugușorul, am mers doar câțiva ani, dar de colind am mers aproape în fiecare an cu colegii. Și primeați, așadar, se primeau fructe, mere, fructe, covrigi, nuci, bomboane, nuci. Și cam bani, atât, de colind. Rar, adică... Nu era moda banilor de colind în niciun caz. La Sorcova se mi-aduc primeau. Aminte când mergeam cu Sorcova, atunci da, eram foarte mic și atunci se primeau bani. Când se făcea bradul? Cu două, trei zile înainte de Crăciun. Și care era? Exista vreun ritual? Exista vreun obicei în casa părinților dumneavoastră? Tata aducea bradul, îl monta, bineînțeles, după recomandările mamei și v-am spus împreună... Mama îl supraveghea? Mama îl supraveghea la montat, da. La momentul la care punea bradul în casă, cum să fie, cum să fie într-o poziție cât mai bine, să fie aranjat. După care cu toții ne apucam de podobitul bradului, dar mama era cea care era între două treburi. Era și cu mine și tatăl meu cu podobitul bradului și la bucătărie cu gătitul, cu mâncărurile. Astăzi ce rol aveați în împodobirea bradului sau efectiv de-a pus în globuleț? Făceam împreună cu tatăl meu, efectiv împodobeam bradul. Puneam globulețe, instalația, am prins o perioadă, dacă mai țineți minte, când erau acei suporți pentru lumânări. Și puneam efectiv lumânări normale în brad. Și mi-aduc aminte că mama mea era o... Lumânări adevărate. Mama era o fire destul de precaută, grijulie și sperioasă și mereu stătea cu teama de a nu aprinde acele lumânări, să nu ia foc bradul. Îmi povestea un invitat că a luat foc bradul și copil fiind invitatul a sărit cu pernele ca să stingă. Din fericire n-am pățit, n-am trecut pentru un moment de genul acesta. Spuneți-vă, bunicii, ce rol au jucat în Crăciunurile dumneavoastră? Pot să vă spun că, vă spuneam mai devreme că am locuit cu bunicii de la vârsta de 8 luni până la 18 ani și jumătate, până am terminat liceul, eu am locuit cu bunicii. Părinții mei locuiau la București și veneau în fiecare vineri după amiază și plecau duminica. Pentru mine bunicii au fost la fel ca și părinți. Și nu exagerez când vă spun acest aspect și pentru mine familia nu era diferențiată între bunici și părinți, eram cu toții o familie și ceea ce cred că a contribuit cel mai mult la ceea ce sunt acum și la ceea ce înseamnă pentru mine familia a fost faptul că niciodată n-am simțit doar sentimentul de relație părinte-copil sau bunic-copil. Pot să vă spun că noi am fost prieteni și prieteni în adevăratul sens al cuvântului. Orice se întâmpla sau orice situație erau, totul se rezolva cu discuție, cu a explica, a trage o concluzie dintr-o situație, a ne consulta pentru a depăși un moment. Am avut o relație minunată în familie, atât cu bunicii cât și cu părinții. A fost o familie în adevăratul sens al cuvântului. Bunicul avea vreun rol foarte clar trasat de bunica în preajma Crăciunului, apropo de porc sau cum era? Până la vârsta de aproape 10-11 ani, bunicii mei creșteau porc. Și da, bunicul era cel care se ocupa de tot ce însemna sacrificatul și pregătitul porcului. Asistați? Nu asistam și mi-aduc aminte, eram copil, mă duceam în ultima cameră, cea mai îndepărtată din casă, îmi puneam o pernă în cap și eventual și plapuma să nu aud porcul atunci când începea să guițe, când era înjunghiat. Dar după aceea, după ce era sacrificat și când începeau să-l părnească, mă duceam, mă urcam pe porc, stăteam cu ei la pregătitul porcului. Care e melodia de Crăciun, apropo de Hrușcă? Există vreuna? Cred că toate melodiile lui Hrușcă sunt frumoase. N-aș putea să aleg una. Am acea casetă de care vă spuneam, pe care mama mea o asculta și o ascultam cu toții de Crăciun acasă, încă o am. Am păstrat foarte mult din aceste obiecte ale copilăriei și obiecte ale părinților mei și țin foarte mult la ele. Cred că domnul... Da, primarul de la Măneciu, domnul Oraș Dragomir, spunea că acolo, dar numai acolo, în România, exista o tradiție
ca în pomul de Crăciun, să pui un glob de la bunici, un glob de la părinți, dacă ai și de la străbunici, ar fi wow, și un glob din zilele noastre, astfel încât să fie, de fapt, așa, acea energie și acea comuniune între generații. Da, 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 da. Așadar, mai păstrați vreun obicei din copilărie, în sărbătorirea Crăciunului, în ziua de astăzi, mai reușiți? De când îmi aduc aminte de sărbătoarea Crăciunului, dar și de sărbătoarea Paștelui, plecând de la ce vă spuneam mai devreme, că pentru mine sunt niște momente de o însemnătate extrem de mare și pline de încărcate de sentimente frumoase. Dar sunteți niciodată trist sau vesel de Crăciun, fiindcă vorbiți cu melancolie? Sunt melancolic și mi-aduc aminte cu bucurie. Sunt bucuros că am avut ocazia de a trăi acele momente. Sunt bucuros că acele momente mi-au rămas adânc întipărite în suflet și sunt convins că le voi avea cu mine toată viața. Și interesant, mă întrebați de obiceiuri. Sunteți bucuros că ați putut trăi, e foarte interesantă. Și da, și vă spun cu toată sinceritatea. Și în afară de asta mi-aduc aminte că la noi niciodată nu se lua în calcul varianta de a pleca undeva, ci de a fi cu toții în ziua de Crăciun și în ziua de Paște. Și țin foarte mult la acest lucru. Niciodată nu plec în ziua de Crăciun, niciodată nu plec în ziua de Paște. Pentru mine Crăciunul, masa de Crăciun și masa de Paște înseamnă acasă, în familie, armonie și suflet încărcat de sentimente frumoase. Mai ascultați Slușcă? Da. Și ascult cu mare bucurie și îmi place foarte mult. Deci, revenind la obiceiuri, biserica, bunica era bisericoasă? Toată familia mea era bisericoasă și bunica... Bisericoasă, în sensul de mers la biserică, nu? Doar adică nu... Vă rog. O să vă spun ceva surprinzător. Bunicul era mai bisericos decât bunica. Bunica avea o foarte mare credință în Dumnezeu, dar nu mergea atât de des la biserică. Bine, în ultima parte a vieții, ultimii ani, nu era nici foarte bine din punct de vedere al sănătății. Dar bunicul meu, duminică de duminică, până la 85 de ani, nu, cred că chiar până la 87 de ani, a mers duminică de duminică la biserică și participa la întreaga slujbă. Îmi aduc aminte că pleca la ora 8, 8 și un sfert de acasă și venea la 12 și jumătate după ce se termina slujba. Mama mea la fel, o persoană foarte apropiată de biserică, tatăl meu la fel. Ați mers de biserică, mergeați și dumneavoastră, vă luau cu dânsii? Da, mergeam și eu și îmi aduc aminte că chiar din anii gimnaziului și de atunci în continuu, până în fiecare an, până acum și cu siguranță așa va fi și în continuare, mergeam cu colegii, cu prietenii la slujba de înviere. Spuneți-mi, vă rog, domnule primar, ultima întrebare. Există vreo imagine care ar putea sintetiza Crăciunul copilăriei dumneavoastră? Când vă gândiți la Crăciun și la copilărie, este vreo imagine care întotdeauna vă vine în minte? Îmi vine în minte masa din sufragerie, cu toți la masă, cu toată lumea veselă, cu voie bună, cu armonie. Și mi-aduc aminte că nici nu îți dai seama când trecea timpul și când se făcea seară. Și Hrușcă pe fundal? Da. Și acel cald taboș la masă? Care... Toate felurile de mâncare specifice Crăciunului. Era absolut orice fel de mâncare. Deci este vie da. Vie în mintea dumneavoastră. Da. Da, ați avut așa o înghițitură cu noduri. Sincer vă spun, chiar mă consider bucuros că am putut trăi acele momente. Dar și de ce? Am văzut că... Dar de ce? Adică, credeți... Sau vă rog, de ce? Haideți să vă las pe dumneavoastră să... Strict din acea împlinire sufletească pe care o simțeam, acea armonie desăvârșită pe care o simțeam în familie, acea bucurie generală și... comuniunea care ne-a adunat pe toți la un loc. V-am spus, nu eram numai părinții mei, erau și bunicii și rude ale noastre, nu de puține ori și prieteni ai familiei, apropiați. Considerați că așadar, ceea ce consider și eu, că nu toți oamenii au, cred că șansa, norocul, cred că este cuvântul, de a avea parte de o familie în care să vadă, să găsească, să regăsească un moment ăsta de comuniune, un moment exact de comuniune.
de acesta energie de asta care bună în aceeași direcție. Cred că la acest lucru vă referiți. Și de suflet, de apropiere sufletească, pentru că despre asta este vorba. De împlinire și apropiere sufletească. Deci ce vă mai iese, domnule primar, din Crăciunul de odinioară în ziua de astăzi? Bradul faceți cu hrușcă, da? Sau sincer sau fără hrușcă? Mai sunt momente când îl fac și fără hrușcă. Au fost câțiva ani de zile în care nici nu am făcut bradul de Crăciun. De ce? N-aș vrea să intru acum în detaliul ăsta. Nu știu dacă v-am povestit vreodată, părinții mei au plecat la interval foarte scurt unul de celălalt. În 2009, se fac 15 ani acum în ianuarie și pentru o perioadă de câțiva ani de zile nu am mai simțit că pot să continui aceeași tradiție și am renunțat la anumite obiceiuri, dar le-am reluat acum. De când le-ați reluat? De câțiva ani de zile. Și de ce ați reluat? E foarte interesant. Am simțit, efectiv. Am simțit că pot să le... Că și că și-ar dori pe semne de acolo de sus să reluați. Da. Vă mulțumesc, domnule primar Bogdan Novac, o plăcere ca de fiecare dată. Vă mulțumesc și o mare bucurie și pentru mine. Vă felicit pentru modul atipic, dar atât de frumos în care ați ales să derulați emisiunile din preajma sărbătorilor de iarnă și vreau doar să, în încheiere, să vă urez și să urez tuturor din suflet un Crăciun fericit, cu bucurie și împlinire sufletească. Vă mulțumim și noi vă dorim un Crăciun frumos, să vă dorim liniștite. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Ne vom reîntâlni în curând, dragi prieteni. Rămâneți sănătoși!